Relaxează-te. Aș vrea acum să-ți concentrezi atenția la ploape. Tu poți să relaxezi ploapele atât de mult până în momentul când sunt atât de relaxate, încât simți că nu funcționează. Iar atunci când simți că ploapele tale sunt atât de relaxate, păstrează această relaxare și tensionează zona de deasupra ploapelor. Iar dacă tu păstrezi ploapele relaxate, ele rămân închise. Foarte bine, relaxează-te și mai mult. Aș vrea acum ca acest sentiment de relaxare pe care erau ploapele tale să ridici în creștetul capului și lasă creștetul capului să se relaxeze la fel de mult ca și ploapele. Iar acum vei cobora acest sentiment de relaxare peste frunte, peste creștetul capului, peste întreg corpul fizic, ca un val plăcut de relaxare. Și îți vei lăsa corpul să devină la fel de relaxat ca și ploapele. Iar acum am să te ajut să te relaxezi și mai mult. Într-un moment am să spun să închizi și să deschizi ochii. Iar atunci când vei închide ochii, vei trimite un nou val de relaxare din creștetul capului și până în vârful picioarelor, ca și cum ai face relaxarea de două ori mai adâncă. Iar acum deschide ochii și închide ochii. Trimite senzația de relaxare în întreg corpul și relaxează-te și mai mult. Încă o dată deschide și închide ochii. Trimite din nou senzația de relaxare în întreg corpul tău, din creștetul capului până în vârful picioarelor și relaxează-te și mai mult. Vei auzi vocea mea suprapusă peste zgomotele din jur pe care le percepi. Auzi vocea mea foarte clar și în timp ce mintea ta se relaxează, zgomotele din jur se stompează, de parcă dispar. Respiră lent, rar și calm. Totul decurge de la sine, corpul ți se relaxează din creștet până în tălpi. Nu te forțezi cu nimic, te observi, orientându-ți atenția de la exterior spre interiorul tău. Încet, încet te relaxezi și te simți foarte bine și respiri lent, calm și fiecare expirație te relaxează și mai mult. Plimbă-ți acum privirea interioară și relaxează toți mușchii întâlniți în cale. Începem cu capul, fruntea, sprâncene, ploape, obrajii, mușchii feței, gâtul, umerii, brațe, torace, coapse, glezne, până în degetele de la picioare. Acum corpul tău este liber, relaxat și îți va fi foarte, foarte ușor să dai frâu liber observației. Acum aș vrea să-ți concentrezi atenția la respirație din nou. Inspiră și expiră normal, natural. Iar cu fiecare respirație, lasă corpul și mintea
să se relaxeze și mai mult. Într-un moment însă te ajută să te relaxezi din nou și mai mult, atât fizic cât și mental. Am să încep să-ți număr de la 10 la 1, iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun, 10, ești mai adânc relaxată, și 9, continuă să te relaxezi. Iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8. Însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7. Inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6. Să te relaxezi și mai mult. 5. Ești mai adânc relaxată, mai liniștită. 4. Ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3. Este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2. Cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Ușor încet îndreaptă-ți din nou atenția la vocea mea, începând din acest moment pentru parcursul ședinței noastre. Lasă ca fiecare expirație ta să te relaxeze și mai mult, în mod conștient sau inconștient. Bun, foarte bine. Camileia, spune-mi, cum te simți? Foarte bine. Așa. Spune-mi, te rog, dacă ești înăuntru sau în afară. În afară. În afară, așa. Bun. Spune-mi dacă te percepi pe tine însăți, ca esență. Îți percep corpul încă, corpul fizic, da? Cum îl percepi? Este ușor sau greu? Corpul. Nici ușor, nici greu. Te simți conectată puternic cu corpul tău? De exemplu, aici la nivelul pieptului, o apăsare așa, greutate. Și deja, adică, numărai, începe să percep, să simt aici la nivelul pieptului. Haideți să ne orientăm cu atenție, da? Uite, într-un moment eu îți voi număra de la 5 la 1, iar tu vei fi cu atenția concentrată acolo, la acea emoție, da? Să vedem de ce natură este. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, fii acolo. Acolo în acea senzație. Ia spunem ce se întâmplă. Există o parte din tine acolo care se opune la ceea ce facem noi acum? Primul răspuns care îți vine în minte, Camele, este cel bun întotdeauna. Eu nu cred, dar această apăsare aici îmi apare des și când fac exerciții de respirație, exerciții, știi, intim, îmi apare foarte des și mult aici.
Pentru că ai asociat emoția asta cu o stare care o percepi și în alte dăți, asta înseamnă că ai intervenit mintea. Deci eu acum vorbesc cu mintea ta, da? Deci mintea este o parte foarte importantă, un instrument foarte important al nostru, da? Deci uite, eu te întreb, tu ești mintea? Și tu s-a răspuns da. Eu zic că da, pentru că e totul din minte. Da sau nu, pardon. Adică nu ți impune un răspuns. Așa. Deci, tu ești mintea, da? Bună minte, te salut și îți mulțumesc că ai venit să vorbim, da? Uite, eu am venit aici la solicitarea voastră să vedem ce se întâmplă, cum merg lucrurile, n-am venit să critic și să mă amestec în treburile voastre interne, da? Știind toate acestea, dorești să porți un dialog cu mine? Da. Spune-mi, te rog, dacă, de exemplu, dacă tu ești o parte mare din Camelia sau o parte mică. Eu zic că sunt mare. Și unde stai? Pune mâna pe corpul fizic și arată-mi și spune, uite, stau aici toată partea din față sau în cap sau unde stai. Aici, la mine e totul aici, în cap. Păi, capul cât la sută este din corp, ca dimensiune? Înseamnă că ești o parte mică, concentrată, dar care te extinzi, probabil. Așa văd lucrurile. Tu spune-mi dacă nu stau așa și greșesc, da? Așa este? E într-adevăr, deci eu trăiesc foarte mult în mental, în general. E Da, greu deci să. lasă pe minte să răspundă direct, da? Te rog. Adică nu interveni tu ca persoană, lasă-o pe minte să-mi vorbească, da? Așa. Pentru că să știi că are să ne ofere lucruri foarte interesante, da? Așa. Lasă-o să vorbească prin tine. 1 și 2 și 3 și 4. Pentru că este o parte a ta și, din câte văd, este o parte importantă, da? Bun. Foarte bine. Deci fii din nou mintea, 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Ești mintea acum? Da. Bun. Spune-mi, te rog, dacă ai un alt nume, dacă ai un nume pe care poți să-l folosesc în această discuție. Adică eu nu vreau să spun eu într-un fel anume și tu să ai un alt nume acolo. Deci poți să spun mintea? Da. Așa, foarte bine. Bun. Sunt Așa. mulțumită. Deci, care este scopul tău? Da, poți să spui aia. Bun, așa. Foarte bine. Ia spune în minte care este scopul tău. Ce ai tu de făcut pentru Camelia? Virgez. Așa, deci dirijezi, da? Să înțeleg că ești partea efectoare, da? Adică Da. partea care face toate treburile în persoana care este Camelia, da? Bun, foarte bine. Mai există o parte mai mare sau mai puternică decât tine? Nu, ești cea mai mare, da? Bun, foarte bine. Spune-mi, te rog, dacă ai fost întotdeauna împreună cu Camelia sau ai venit pe parcurs? Cred că am fost. Câți ani avea Camelia când ai venit? Nu știu, poate din mică, din copilărie. Foarte bine, bun. Și tu ai venit și ai ajutat-o să crească, așa? Da. Dar de unde ai venit? Existai pur și simplu sau te-a dus cineva la Camelia? Nu știu. Poate exista. Existai, da? O cunoști pe Camelia și din alte vieți? Adică ai cunoscut-o când era alte persoane? Nu știu, nu vreau să răspund. Nu știi, nu ai informația, da? Foarte bine. Bun. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că am discutat. Așa. Spune-mi dacă există o parte la fel de mare și de puternică ca tine. Sau după tine, care este cea mai importantă parte în afara ta, acolo?
Cu cine colaborezi tu bine, de exemplu? Adică pe cine dirigezi tu mai bine? Corpul. Corpul, da? Deci corpul în sine, câte părți are în afară de tine? Corpul fizic, corpul emoțional. Așa. Zice două. 9, da? Două, două. 2, da? Bun, deci lucrez în subsistem. Spune-mi dacă în afară de tine mai există o minte în ființa care există, care este Camelia. Nu cred. Dar spune-mi dacă în tine există o altă minte, de exemplu. Adică dacă tu ai cuprins și o altă minte care există acolo. Nu știu, probabil. Bine, bun. Uite, concentrează-te cu atenție, da? Îți mulțumesc că ai venit și pentru informațiile pe care mi le-ai oferit, da? Putem sta de vorbă și mai târziu? Da. Bine. Aș vrea acum să te întorci la locul de unde ai venit. Dar înainte să te întorci, poți să-mi spui iarăși unde este locul tău? Unde locuiești tu în această persoană? Pune mâna pe corp din nou și arată. Acolo, da? Bun. Foarte bine. Mulțumesc. Bun. Într-un moment voi număra de la 1 la 3. Iar după ce ajung la 3, voi aștepta. Aș vrea să lași o parte care dorește ca să continue această discuție, da? Orice parte vrea să vorbească cu noi, las-o să vină la discuție. Și încă o dată, nu suntem aici să criticăm, suntem să înțelegem și să ajutăm ca lucrurile să fie mult mai bine pentru fiecare. Iar această parte care va veni, cu siguranță își face foarte bine treaba și are motive întemeiate să facă ceea ce face. Am dorit să discutăm cu orice parte vrea să discute cu noi, pe rând, da? Iar când a venit, las-o să folosească vocea ta și să spună, sunt aici. 1, 2 și 3. N-a venit nimeni? Nu. Tu ești tot mintea sau ești sufletelul? Cine ești? Amândouă. Bun. Lasă-mă să vorbesc cu sufletelul. 1, 2 și 3. Sufletel? Da. Ce ai mâncat azi dimineață? Boldorată. Foarte bine. Nu ești sufletelul. Sufletelul nu mănâncă. Ești tot mintea. Și vorbești în locul sufletelui, dar nu are importanță. Asta înseamnă că tu ești obișnuită să iei cuvântul în locul tuturor, da? Uite, întrucât vreau să vorbești cu alte părți, este momentul ca tu să te întorci totuși la locul tău, da? Uite, aș vrea să vorbesc cu copilașul. Cu copilașul Cameliei, copilașul interior. 1, 2 și 3, copilaș, vino te rog să discutăm dacă vrei și folosește vocea Cameliei. Iar dacă ai venit, spunem, sunt aici. Copilaș? Ce se întâmplă? De ce? Da, zice că e aici, dar eu nu văd... Dar tu nu... Deci tu nu trebuie să-l vezi, lasă-l să iasă, da? Trebuie să-l percepi, da? Lasă-l să vorbească prin tine, da? Te rog eu frumos, da? Uite, vreau să-i pun câteva întrebări, da? Lasă-l să vină în față, 1, 2, 3, și să vorbească cu noi, da? Da. Bun, copilaș, vreau să știu dacă ai venit. Când ai venit, îmi spui, sunt aici și gata. Știu că ai venit. 1, 2, și... așa, foarte bine. Ia spune-mi câți ani ai. Șapte. 7 ani, bravo, așa. Spune-mi, te rog, dacă ești bine.
Da, și cam trist. De ce ești trist? Ce se întâmplă? Nu se desfac părinții. Și unde-s? Unde locuiești tu în persoana care este Camelia? Nu. Așa, foarte bine, foarte bine. Spune-mi care este relația ta cu partea cu care am vorbit mai devreme, cu mintea cu care dirigează tot. Adică dacă este o relație de colaborare sau dacă este o relație de subordonare. Coordonare. Subordonare, așa, da. Bun. Există momente când partea aceea de minte te face să faci lucruri pe care tu nu dorești să le faci? O, da. Există și alte părți care se supără de atitudinea asta a minții care dirigează tot, în afară de tine? Sufletul, corpul. Așa. Bun. Cum vezi tu că ar fi rezolvarea acestei situații? Cum crezi că s-ar putea îndrepta lucrurile? Să fiu mult mai puțin în mental, să mă Deci ca... eliberez de gânduri multe care nu știu de unde vin. Am o activitate cerebrală foarte mare. Acum iar a vorbit mintea, da? Minte, deci nu prea lași pe altcineva să vorbească, da? Uite, retrage-te, te rog, în locul tău, 1, 2 și 3 și vorbeam cu copilașul. Lasă-l pe copilaș să vorbească, da? Eu știu că tu ai multe de comunicat și dorești să ne spui multe, așa, dar fiecare dintre părți trebuie să vorbească, da? Deci vorbeam cu copilașul. Copilaș, vino înapoi. 1, 2 și 3. Și când ai venit, spunem, sunt aici. Sunt aici. Așa, foarte bine. Bun, te rog să vorbești numai tu cu mine și să nu mai permiți minții să se bage peste noi, da? Pentru că și ea o să vorbească la rândul ei când o chem, da? Bun, foarte bine. Deci sunt și alte părți, da? Și te întrebam cum vezi tu că s-ar, deci dacă ar mai ceda mintea și v-ar lăsa să evoluați, să vă spune și voi cuvântul, poate că lucrurile ar decurge altfel, așa este? Așa mi-ai spus tu, da? S-ar îmbunătăți cu siguranță. Câte alte părți sunt deranjate de atitudinea minții? Ca număr, spune-mele. Sufletul și corpul, deci încă două. Încă două, da? Bun. Foarte bine. Aș vrea să vorbesc cu partea care spune corpul. Da? Uite, îți mulțumesc că ai venit. Așteaptă aici, te rog, da? Da. Camelia, lasă partea care spune corp să vorbească prin vocea ta. 1, 2 și 3 și 4 și 5 și momentul. Când vine la discuție să spună sunt aici. Sunt aici. Bun. Ăsta este numele tău sau ai un alt nume pe care îl putem folosi în această discuție? Nu, acesta este. Acesta este, da? Tu ești formată din mai multe părți sau ești o parte compactă, una singură? Adică ești un sistem cu mai multe părți? Nu știu, nu cred una singură. Una singură per total, corpul în sine, da? Bun. Care este scopul tău? Ce ai tu de făcut pentru ființa care este Camelia? Susțin fizic. Așa, o susții fizic. Foarte bun. Așa. Acesta a fost scopul tău inițial de la început sau ai avut un alt scop? Nu, acesta. Spune dacă ai fost dintotdeauna împreună cu Camelia sau ai venit pe parcurs. Nu, a fost întotdeauna. Dintotdeauna. Foarte bine. Așa. Are mare importanță ceea ce îmi spui acum. Așa. Bun. Spune-mi, te rog, dacă... Ce părere ai despre atitudinea minții și tu?
deranjant. Este deranjant, da? Uite, ai ocazia să-i comunici acum ce te deranjează. Pentru că partea aceea te aude. Pentru că e tot timpul în acțiune. Și voi pierdeți energie, așa e? Exact, deci un consum energetic foarte mare. Și zi și noapte, prin vise, așa e? Tot timpul, non-stop. Spune-mi dacă acea parte are un program de formare a viselor. Adică dacă ea le formează împreună cu ceva sau singură. Singură nu, adică sunt prea ciudate, vaste și n-are cum singură. După mine n-are cum singură. E imposibil să fie doar mintea mea singură. Din observațiile tale, așa, ar fi ceva din afară care formează, te ajută să formeze aceste vise? Adică o ajută pe Camelia, pe mintea Cameliei să formeze aceste vise? Ia spune. Cred că da. Bun, foarte bine, corpule, îți mulțumesc că am vorbit, uite, așteaptă aici. 1, 2 și 3, vreau să vorbesc cu Camelia Sufletel, nu cu mintea, da, minte, dragă minte. Așteaptă că o să vorbesc imediat cu tine. 1, 2 și 3 și 4 și 5, Camelia, fii sufletul. Sufletel? Așa, foarte bine, bun. Mi-a spus corpul că ar primi ajutor din afară mintea ca să formeze aceste vise, da? Tu ce observații ai făcut? Tu ce crezi despre acest lucru? La fel. La fel, da? Ai putea să-mi spui de unde primești ajutor din afară? Dacă există ceva, cineva, un loc în care se duce, se conectează sau orice observație este binevenită. Nu știu dacă un loc al meu, mintea noastră duce în foarte multe locuri. Este o frecvență pe care vibrează mintea și de acolo vin gânduri și apoi se transformă în vise. Probabil, pentru că sunt tot felul de gânduri care nu le vreau, nu că sunt ale mele, nu știu de unde, pur și simplu mi apar una frecvență. Acum vorbesc cu mintea subliminală. Probabil. Pentru că este evident că nu este sufletul. Așa. Bun. Foarte bine. Dacă ești mintea subliminală, mă bucur. Pentru că ești o parte foarte importantă. Spune-mi, te rog, dacă pe mintea cealaltă, logică, fizică, există o parte atașată, un set de programe a unei ființe care este alta decât voi. Probabil. Te rog să te uiți cu atenție, 1 și 2 și 3 și 4 și 5, ca să depistăm intrusul, da? Pentru că tocmai acel ceva generează visele, o face pe mintea cealaltă să dirigeze și lucrurile nu stau așa, pierdeți energie și așa mai departe, da? Dar nu văd nimic. Negru. Pentru Totul negru. totul negru, da? Nu contează, contează percepția, da? Percepția, da? Totul este negru, da? Nu este niciun punct de lumină nicăieri. Ea percepe cu atenție de jur împrejur. Nici o steluță mică de lumină nu vezi nicăieri. În momentul ăsta nu, dar mai devreme era exact ca un punct, dar din când în când îmi apare, ca și cum îl văd din afară, când închid ochii, exact ca un punct de pix, mai mult în partea stângă. Spune-mi, te rog, dacă există
un filtru care te face să fie totul negru. Ce percepi? Pipăie. Și spunem dacă este un filtru ceva. Cred că da. Închipuiește-ți că filtrul ăsta este ca o pânză, da? Și îl apuci ușor, ușor cu degetele, așa, și îl îndepărtezi. Și văd acum, adică imaginea care era complet neagră acum când am pus mâna, exact ca o, să zicem, pânză de faianjă sau, deci văd multe fire albe între ele. Ca o Super. rețea. Ca o rețea, deci pe fundal negru, o rețea albă. Uite, tu ai puterea să inversezi culorile, da? Să faci fundalul alb și rețeaua neagră. 1, 2 și 3 și 4 și 5. Spune-mi ce s-a întâmplat. Devine parcă un pic gri. Uite, ia toată rețeaua asta, cum ai luat pânza mai devreme, apucă-o dintr-un loc, așa, și strânge-o, da? Strânge-o, iei, o dai în față și o mototolești în mâinile energetice și o faci ghem, da? 1, 2 și 3 și spunem ce s-a întâmplat acum. Devine mai mult alb. Așa, foarte bine. Lasă, cum percepe albul ăsta? Este plăcut, atinge-l. Așa, lasă lumina asta albă să vină în interiorul și în afara ta, da? Așa, lasă-te cuprinsă de această lumină, da? Iar acel ceva care a fost negru, așa, este încă în fața ta, da? Spune-mi dacă tu ai o conexiune într-o parte a corpului cu acel ceva, ce mototoli și ai dat afară. Percep o puțină o durere la urechea dreaptă, dar nu știu dacă are legătură. Păi ia, puneți întrebarea, ce este acolo? Este un implant? Probabil că sufer cu urechea dreaptă din mulți ani, mai ales că Acum o să spun o întrebare și tu primul, dar primul răspuns și întotdeauna de aici încolo, care îți vine, mi-l dai pentru că este răspunsul din subconștientul tău care lucrează cu noi, da? Așa. Bun, spunem dacă este un implant fizic sau eteric. eteric, fizic, nu. Eteric, super. Atunci este foarte ușor de îndepărtat. Bagi mânuța energetică, depistezi acolo după vibrație unde este și o scoți afară, ușor, ușor. 1, 2 și 3. Ok. Tu ai vrut ca să ai acest implant? Uite, ascultă-mă cu atenție. Concentrează-te pe punctul de lumină din inima ta. Da? Caută acolo un punct mic, mic de lumină și fă-l să crească, să fie mare, din ce în ce mai mare, până te cuprinde cu totul înăuntru și în afară. Și ai o protecție frumoasă, da? Da. Iar tu în această protecție te simți foarte bine, da? Știi că toate sunt la locul lor și nimic nu te poate atinge, da? Da. Bun, super, foarte bine. Acum cheamă în fața ta pe acel ceva, cineva care ți-a pus acel implant. Blochează-l într-un clopot de lumină, ca și cum l-ai învelit cu o căciuliță, da? Închis Da. în partea de jos, da? Și spunem cum îl percep, ce este? Este o ființă sau un program? Nu văd nicio ființă. Nu percep. Ai vibrația înaltă, da? Bun, întreabă sinele tău, mintea aceea frumoasă, subliminală cu care lucrăm acum. Dacă este o ființă acolo.
Primul Nu. răspuns. Nu. Deci este un set de programe, da? Bun. Uite, am îndepărtat partea asta, da? Care te supăra în ureche, da? Te rog, uite, ia un pic de energie din inima energetică, trage ca și cum ai trage de un fir dintr-un ghem, da? Da. Așa, și trage până când dai suficient ca să faci o bilă de lumină, da? Și o modelezi cu mânuțele tale energetice, da? Și o pui acolo unde a fost implantul, o bagi acolo să lucreze, să vindece, da? Da. Așa, foarte bine. Bun. Haideți să percepem de ce faci mereu sinuzită. Primul răspuns care îți vine. Blocaj. Blocaj, da? Este și acolo, la sinus, este ceva oare? Vreau să mă văd. Ce este acolo? Iarăși întreb, este o parte sau este o ființă? Adică un set de programe sau o ființă? Parte. Parte, da? Bun. Ceea ce ai tu de făcut este să îndepărtezi acea parte, da? Să o scoți afară, să scoți împreună toate programele compacte, așa. Și fiind o parte atașată, o să o arzi. Pentru că ai experimentat cu ea, da? Ai văzut cum e cu durere, cu supărări, cu sinuzită, cu deranj, cu dureri de cap și așa mai departe, da? Deci ți-ai învățat lecția, da? Da. Spune acestei părți că ți-ai învățat lecția și s-a terminat acum și aici, da? Da. Am învățat lecția și terminat acum și Așa, foarte bine. Acum fă aceeași procedură, deci scoate un firișor din inima energetică și felul ghemurile și bagă-l la sinuș. Să lucreze lumina ta interioară și să vindeci acolo, da? Da. Bun. Foarte bine. Așa. Ia să vedem noi ce se întâmplă la ovare. De ce ovarele tale suferă tot timpul? Ce este acolo? Primul răspuns care îți vine. 1, 2 și 3. Primul răspuns este întotdeauna cel bun. Suferință. Așa. Ești legată la o rețea de suferință în legătură cu ovarele? În general, nu acovarele, probabil în general. În general, da? Rupe această legătură. Și spune că de acum înainte nu vrei să mai suferi, da? Vrei să fii perfect sănătoasă și să poți să trăiești această experiență fără durere. Dacă nu ai de la fi perfect sănătate și să trăiesc această experiență fără durere. Așa. Și acum trage iarăși din inima energetică un fir din lumina ta proprie, dar fă un ghem mai mare și pune-l în tot abdomenul să vindece, da? Da. Așa. Foarte bine. Să acopere tot abdomenul acolo unde. Așa. Bun. Spunem de intestinele tale, da? De ce se supără ele mereu? Probabil că nu, pentru că nu digeră. Nu digeră anumite lucruri pe care tu le observi, așa e? Nedreptăți. Da, dar tu știi că toate aceste lucruri noi le observăm și apoi le eliminăm și dăm informația în conștiință. Adică nu trebuie să le băgăm înăuntru nostru, da? Și să le ținem stocate acolo. Spune-mi dacă ai numai din viața asta sau sunt din mai multe vieți. Are multe. Ia adună-le frumos, fă curățenie ca și cum strângi o pânză de paianjen dintr-o cutie. Strânge tot frumos, 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 toate aceste emoții, da? Da. Scoate-le în afara ta, da? Așa. Și transmută-le, arde-le, fă-le în, transmute-le în energie, dă-le foc,
și ele se transformă în energie benefică, da? Da. Lasă jos deocamdată acea energie și fă aceeași procedură pe care ai făcut-o cu firul de lumină din inima energetică, da? Și bagă pe intestin, așa, pe unde se duce să lumineze și să curețe, da? Bun. Foarte bine. Așa. Acum, uite, te rog să te concentrezi cu atenție, da? Dar și cu relaxare, cu conexiune interioară, cu mintea ta adevărată, acea minte frumoasă, care transcede timpurile, viețile și spațiile, da? Bun. Spune-mi, te rog, care este cauza infertilității tale? De ce nu mai putut să rămâi însărcinată până acum? Nu am vrut. Este acel program pe care ți l-ai făcut de copil? Da. Există o parte, o introiecție, o imagine interioară a mamei tale care spune aceste lucruri în interiorul tău, ca o hologramă? Mă băgăm în alte programe. Scoate acel program cu toate punctele, subpunctele și oglindirile lui. Spune că anulez. Spune, așa, în acel moment eu n-am vrut. S-am copit, dar acum vreau. În acel moment eu n-am vrut, s-am copit, dar acum vreau toată ființa mea. Așa, foarte bine. Vezi cum acest program se extinde în toată ființa ta, în toate celulele tale, până la ultima celulă, până la ultima nucleotidă, chiar și mintea fizică, că totul să se reprogrameze conform noului tău program, da? Lasă să se extindă programul, dorința de a fi mamă, da? Îl simt ca și cum corpul meu se duce în jos. Așa, adică, fizic, ca și cum e o ușoară separare, deci energetic mă duc în sus și corpul fizic ca și cum rămâne în jos. Așa, așa. Deci se duce în ambele corpuri, practic, programul, da? Da. Bun. Acum uite. Bun. Spune-mi, te rog, de ce sistemul tău imunitar lucra greu? Adică de ce aveai îmbolnăviri? Puneai acele energii în interiorul tău, da? Spune-mi dacă adunai și emoțiile nebenefice, durerile altora. Da, tot. Acum înțelegi că nu poți să-i ajuți pe alții dacă intri în durerile lor, ci rămânând în poziția de observator. Deci trebuie să aplici empatia, deci capacitatea de a percepe și înțelege emoțiile celorlalți, dar tu îți păstrezi cadrul de referință, poziția ta. Și dintr-o poziție lucidă poți să-i ajungi și mai mult, da? Vreau să depistez acest program de interiorizare a emoțiilor și blocare ale tale și a altora și să-l scoți acum. Și să-l rescrii cu program de empatie. Da? Da. Când ești gata, am spus, sunt gata. Ești gata? Da. Foarte bine. Uite. Interesant ca și cum mi se prăbușește. Ai văzut. Ai văzut cine ești și ce putere ai. Ai văzut. Ia, lasă să curgă în tine tot potențialul tău maxim pe care poți să-l atingi în această viață. Ia, acceptă ce ființă superbă ești și cât potențial ai. Ia, deschizi. Deschideți toate câmpurile creatoare acum pentru tine, acolo, în sfera ta. Și acceptă-ți adevăratul potențial. Cu cât la sută din potențial lucrai înainte? La foarte puțin. Ai văzut? Ai văzut ce poți să faci?
Cu ce misiune ai venit în această viață? Misiunea adevărată, nu cea care... Ce ai venit să faci în această viață? Mă Deci ai venit să înveți și să înveți și pe ceilalți și să-i ajuți și pe ceilalți, probabil. Dacă nu e așa, mă contrazici, da? Spune-mi de soțul tău, dacă tu ai venit să-l ajuți pe el sau el a venit să te ajute pe tine sau ați venit să evoluați împreună. Inițial, eu cu el, dar constat că împreună. Foarte frumos, foarte frumos. Să păstrați această legătură. Acum o să te rog să tai toate legăturile cu oricine și orice și apoi le refaci pe cele de iubire de la inima energetică prin canal de iubire pură protejat cu cei dragi ai tăi, da? Da. Nu trebuie să existe în alte chakre legături decât în chakra inimii. Acolo este locul protejat. Pe acolo iubim pe ceilalți. Nu prin prima, nu prin a doua, prin niciuna, da? Da. Așa, foarte bine, foarte bine. Bun. Uite, pentru că de curând ai făcut niște proceduri, să spunem, fizice, da? Așa, o să te rog să anulezi acum și aici toate contractele religioase și de orice tip, așa, pe care le-ai făcut tu, conștientă sau inconștientă, așa, pe care le-au făcut alții asupra ta Care l-au făcut alții asupra mea. și la care ai participat, iarăși conștientă sau inconștientă, da? Eram pentru foarte simplu să-mi construim, da. Bun. Și la nivelul funcției. Așa, o eliberare sau o... ce O simți? păsat ceva care să mișcă. Spune să iasă afară. Și afară. Așa, orice ești, ești afară. Ești program, ești afară. Ești entitate, dar nu e entitate. E program. Să iasă afară. E o parte care încă persistă acolo, da? Spune să iasă afară pentru că ai conștientizat și nu mai are niciun rol acolo. Am constituția și mai niciodată aici. Așa. Așa, foarte bine. Bun. Acum haideți să mai facem o altă afirmație. Spune așa. Dacă dorești, bineînțeles, deci este la latitudinea ta, este sesiunea ta și sfera ta energetică. Că anulezi orice contract nebenefic. Anulez orice contract nebenefic. Făcut în orice timp, spațiu sau loc și în afara lor. Făcut în orice timp, spațiu sau loc și în afara loc. Cu orice ființă sau neființă, Orice ființă sau neființă. de înaltă sau de joasă vibrație, Înaltă sau de joasă vibrație. care nu a avut în vedere cel mai bun interes al tău. Care nu a avut în vedere cel mai bun interes al meu. Așa să fie prin puterea ceea ce sunt. Așa să fie prin puterea ceea ce sunt. Bun. Foarte bine. Așa. Uite, ascultă-mă cu atenție. Acum o să te conectezi cu spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra și cu spiritul adevărat și necontaminat al apei, da? Lasă aceste două energii, așa, să spele apa, fluidele și lichidele din organism, să-ți ionizeze corect plasma, să se facă legătura dintre suflet și corp și mai bine, da? Da. Și lasă energia frumoasă a mamei Terra să intre să scurețe fiecare chakra, da? Toate structurile și între ele. Și începem cu 1, se învârte, se învârte, da? Și totul iese afară, toate rezidurile ies și se topesc pe loc. Hai, continuă tu. Când ai ajuns la chakra 7, îmi spui. Am ajuns.
Bun, ascultă-mă cu atenție, da? 1 și 2 și 3 și 4 și 5, țâșnește prin chakra 7, curățând toate chakrele până la chakra alfa care se află în sursa primordială a iubirii, da? Reconectează-te cu sursa primordială a iubirii. Fii iubire, lasă iubirea asta să curgă în toate formele tale de manifestare și în toate structurile, în toate celulele tale să le vezi tinere, vesele și sănătoase, să le vezi cum foșnește și cum cântă. Cum vibrează corpul tău fizic, cum se trezește la viața adevărată, da? Și mintea fizică la fel. Fii lumină înăuntru și în afara ta, până în sursa primordială. Fii lumină pură și fii iubire. Așa este. Așa, foarte bine. Bun. Vreau să spun o întrebare dacă mai ai linii genetice false. Nu. Așa, foarte bine. Ia linia ta genetică originală și atrage-o aici în sursă. 1 și 2 și 3. Las-o aici până în momentul când vei părăsi experiența de camelia, da? Atunci vei ști exact ce să faci cu ea, da? Haideți să mergem în matricea ta originară, da? Prima dată când ai ieșit din sursă, ca o formă anume, da? 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Și te-ai dus în prima ta experiență, da? Spune-mi cum arată matricea ta, cum este, cum o percepi. Nu Deci, am matrice. fie. Așa, așa. Foarte bine, foarte bine. Deci, cere matricii tale originale, adică cere ție în forma asta de manifestare. O formă adaptată pentru viața de camelia, da? Da. O formă cât mai bună care să te ajute să te orientezi, să faci ceea ce dorești și viața ta să se desfășoare conform așa cum meriți, frumos, ușor și bine, da? Bun. Uite, ascultă-mă cu atenție. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, mergem la abundența ta benefică, da? Spune acum, retrag abundența benefică. Ne trag abonența benefică. Absolut toată. Absolut toate. Din toate locurile și din toate modurile în care am împrăștiat-o, conștient sau inconștient. Toate locurile și din toate modurile în care am împrăștiat-o, conștient sau inconștient. Și refac abundența mea de benefică pe deplin acum. Și refac abonența mea benefică pe deplin acum. Foarte bine, bun. Acum aruncă-te și devin o abundență benefică. 1 și 2 și 3 și 4 și 5. Camelia, ești abundență benefică. Revarsă această abundență benefică în viața ta, da? Da. Foarte bine. Acum, ușor încet, 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Vino, revin în forma de manifestare, ca și Camelia, da? Da. Uite, intră în morfon și rescrieți programele, da? Pune tinerețe celulară, veselie, prosperitate pe toate planurile, zic și eu. Și spune corpului tău, te iubesc. Să știe că îl Iubesc. iubești. Așa. Spune, mă iubesc și te iubesc. Spune de câteva ori, tare și răspicat. Mă iubesc, te iubesc și mă iubești. Te A. iubesc, A. te A. iubesc, te iubesc și mă iubești. Așa, foarte bine. Ce simți acum? Wow, fericire și ușurare. Așa, foarte bine. Uite, ascultă-mă cu atenție, da? Uite, vom face o progresie. Asta înseamnă că tu vei alege una din posibilele linii temporale de viitor, da? Bineînțeles că ele se schimbă conform liberilor tale alegeri în fiecare moment, da? Dar una dintre ele la alegeri. Peste cât timp vrei să te vezi tu proiectată? Cum faci experiența? Alege tu. 3 ani.
Peste 3 ani. Uite, 1, 2 și 3. Haideți să o vedem pe Camelia peste 3 ani. Cum este Camelia peste 3 ani? Spunem dacă are un bebeluș, este mamă? Eu zic că da, o fată. Așa, foarte bine. Bun. Dacă este foarte fericită, asta contează. Este sănătoasă? Da. Așa, super. Foarte bine. Mă bucur. Acum revin-o aici și acum și păstrează toată această informație pe care ai făcut-o prin progresie. 5 și 4 și 3 și 2 și 1. Redevii Camelia în forma de manifestare, da? Da. Bun, foarte bine. Așa, inspiră și expiră adânc și percepe toate schimbările pe care le-ai făcut, da? Le percep în corpul fizic. Așa, foarte bine, le somatizezi. Foarte bine. Bun. Vrei să te uiți la partea sufletească a soțului tău? Da. Uite, cheamă-l aici și spune-mi cum îl percep. 1, 2 și 3. Cum îl percep? Cum este el? Foarte bun. Este luminos, este cald. Da. Roagă-l să-și anuleze și el contractele religioase. Sistemele și de comprensiune religioase. Așa. Cele la care a participat conștient sau inconștient, care le-au făcut alții asupra lui și care le-a făcut el asupra altora, da? Și care el a făcut supraalterii. Da. Super. Haideți să-l ajutăm să se ducă și el în canalul de abundență benefică a lui. Să-și refacă și el complet abundența benefică. Să-și o retragă și el din toate locurile unde am împrăștiat-o, conștient sau inconștient. Da? Super. Să meargă în abundența lui benefică. Și să-și reverse și el abundența benefică de toate. Asta conține și bunăstare materială și fericirea, emoția pozitivă de a trăi, da? Și inspirație pentru activitățile care le face și sănătate. Deci conține tot abundența benefică, abundență de tot și de toate, da? Da, se face abundența benefică de absolut tot, absolut tot ce consumi. Așa. Haide să-l înveți să-și taie toate legăturile energetice nebenefice și arate cum să facă canale de lumină protejate de la inima energetică către cei dragi, da? Da. Bun. Foarte bine. Acum, lasă-l să-și deschidă un portal de lumină pură, da? Și să meargă în corpul fizic, să ajungă cu bine acolo, da? Da. Iar tu, ușor, încet, concentrează-te atenția la vocea mea din nou, da? Uite, într-un moment îți voi număra de la 1 la 5. Iar atunci când voi ajunge la 5, dar nu mai devreme, vei deschide ochii și te vei întoarce la starea obișnuită, păstrând toate schimbările pozitive pe care ți le-ai oferit. 1. Te întorci la starea obișnuită. 2. În timp ce mintea ta subconștientă repetă și reîntărește fiecare transformare, fiecare schimbare pozitivă pe care tu ai realizat-o în această ședință. 3. Pentru următoarele zile, ore, dacă vei dori, culoarea ta preferată va ieși în evidență. Care este culoarea ta preferată? Albastru. Bun. Culoarea albastră îți va ieși în evidență, conștient sau inconștient, și îți va reîntări fiecare transformare pozitivă pe care tu ai realizat-o în această ședință. Și 4. Te întorci la starea obișnuită, simțindu-te bine.
E o energie răcoroasă ca o apă rece de izvor în căușul palmelor tale energetice și spală ochișorii, fruntea. Du această prospețime peste creștetul capului și lasă-o să curgă de jur împrejurul corpului fizic și simți vigoare, putere, reconectare, bucurie, veselie, da? Și cinci, deschide ochii și revin la starea obișnuită. Așa, deschide ochii. Și te simți foarte bine, nu-i așa? Da, minunat. Bun.